Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 103 ediție analizelor economice. Astăzi avem așa o zi mai specială. În săptămâna care trece, care a trecut, am avut un eveniment. Pentru mulți poate a trecut cumva cu vedere, a fost trecut cu vedere, dar pentru cei care lucrează este un eveniment important. Și anume, a fost Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie. Ce e asta, de unde a apărut și am considerat că e bine să ne oprim la tot ce înseamnă salariul minim pe economie, care este în Republica Moldova, care este dinamica lui și cine așteaptă. Suntem în economie de piață, prețul se formează, inclusiv prețul forței de muncă, salariul în baza cererii și oferte, dar există un dezechilibru în ce constă el. Avem micul salariat și marele angajator. Și acest dezechilibru trebuie cumva echilibrat și el se rezolvă prin așa numite negocieri tripartite. Avem pe de o parte patronatele care reprezintă toți angajatorii din Republica Moldova, avem pe de altă parte sindicatele care reprezintă toți angajații și guvernul ca un arbitru. Ce-i drept aici cu guvernul? Trebuie să aducem o mică nuanță, că guvernul este cel mai mare angajator, are circa 200.000 de salariați. Păi uitați-vă, aceștia trei, sindicatele, patronatele și guvernul, fiecare an negociază salariul minim sau mai puțin de cât nu poate fi plătit. Este o practică răspândită în întreaga lume. Chiar dacă suntem în economia liberă și cele mai libere economii, totuși ei protejează forța de muncă, protejează salariatul, garantându-i un salariu minim și interzicând unui agent economic să plătească un salariu mai mic decât salariul minim stabilit în anumită țară. Deci nu este doar o practică. Moldova este întreaga lume. Trebuie ce să spunem că în Republica Moldova, cam până în 2019, acest salariu minim nu prea avea mare treabă cu realitatea economică. Oameni care erau mai mult nominal, acum el devine de cât în cât mai clar, mai realist, vom spune din ce cauză. Iar cel mai grav este că cel mai mare salariat se dădea la o parte. Deci guvernul, care era arbitru dintre angajatori și angajați, negocia salariul minim, dar el la urmă spunea, da, eu nu voi respecta această regulă. Deci guvernul doar acum a început și el să-și onoreze această obligație, de aceea când vom vorbi despre salariul minim, să ținem cont până în anul 2020-2021, el nu se răsfrângea asupra tuturor oamenilor. Dar haideți să trecem la cifre. În prezent, începând cu în 2023, salariul minim pe economie în Republica Moldova a ajuns la 4.000 de lei. Dacă e mult sau puțin, acușa vom vedea. Nu voi compara astăzi cu coșul minim de consum, cu minimul de existență, voi compara cu alte țări, voi compara cu dinamic, ca să dăm seama ce se întâmplă. Vedeți, în 2010 era 1.100 de lei, dar trebuie să spunem, la acea perioadă era 1.100 de lei, dar aveam și 990 de lei, iar pentru cei necalificați salariul era 600 de lei. Deci, altfel spus, salariul minim pe economie în majoritatea cazurilor era 1.100 de lei, dar aveam și posibilitatea când oamenii primeau și 600 de lei din acest caz, din acest motiv, cei mai săraci 10% din salariați aveau un salariu chiar cu mult mai mic decât salariul minim pe economie. Acest lucru s-a menținut mulți ani de zile, de aceea să compare anul 2023 cu anul 2010 nu prea este corect, din simplu motiv că în prezent salariul minim pe economie s-a revederit chiar salariul și chiar minimul pe economie, deci nu poți plăti mai puțin decât această sumă de bani, inclusiv guvernul. Cât e el comparativ cu salariul mediu? Dacă observăm din 2010 până prin 2015, el era undeva 37-38%, după aceasta a urcat la 42%, acum a coborât la 32%. Însă, trebuie să aducem în nuanță și aceasta va fi clar ceva mai departe, acum situația nu s-a răutățit. Din simplu motiv că în ultimii 3 ani de zile, 2021, 2022, 2023 în mod special, noi când vorbim de salariul minim pe economie, avem în vedere cu totul altceva decât am avut în vedere până în 2021. Din simplu motiv că cea mai mare parte din salariați, cea mai mare parte din oameni care aveau un salariu mic, nu intrau în acest salariu minim, că erau bugetari. Încă o dată, repet, guvernul spunea că își onorează obligații, dar în realitate nu își le onora. Pentru a vedea care este starea reală a lucrurilor, ce s-a schimbat cu salariul minim, am luat un indicator. Salariul minim pe economie din Republica Moldova
Și care este salariul mediu, fiți atenți, mediu, se poate întâmpla că fie și mai mic, la 10% din cei mai proști salariați. Noi avem în Republica Moldova circa 600.000 de salariați cu normă de plină, vreo 620, în fiecare an oscilează, deja de 13 ani, oscilează între 600 și 620.000 de locuri de muncă cu normă de plină, a nu se confunda cu oameni care lucrează, că ei sunt mai mulți. Deci noi avem 600.000 de salariați cu normă de plină și care este salariul mediu la 60.000 de oameni cel mai prost plătit din Republica Moldova? Dacă observați, până în anul 2020, salariul minim pe economie era mai mare decât salariul minim, decât salariul mediu la cel mai prost plătit. Deci 60.000 de oameni, spre exemplu, în 2010, salariul minim pe economie era stabilit la 1.100 de lei, dar cel mai prost plătit 10% de oameni plăneau 760 de lei, aproape jumătate. Deci chiar dacă alea s-au luat în minim, guvernul spunea, eu nu mi-onorez obligația și avea 10.000 de angajați la care plăteau un salariu cu mult mai mic decât salariul minim. Asta s-a întâmplat și în 2017 și în 2018, uitați-vă, în 2018 salariul minim 2.600, iar salariul mediu primit de 10% cei mai săraci, 1.967 de lei. Situația s-a îmbunătățit 2019-2020 și atunci când am început să creștem salariul celor mai post plătiți, iar în acest an noi estimăm că la un salariu minim de 4.000 de lei, salariul mediu la cel mai prost plătit 10% din angajați va fi undeva 4.440 de lei. Deci, în mediul cei mai prost plătiți vor primi cam 4.440 de lei sau cu 10% mai mult decât salariul minim, ceea ce înseamnă că nimeni nu va avea mai puțin decât salariul minim. De aceea am putea spune în felul următor. Salariul minim pe economie în Republica Moldova își începe a îndeplini funcțiile sale adevărate de protecție a salariaților odată cu momentul când guvernul a decis că își va onora și el obligația de a plăti salariul minim. Și toate aceste majorări care se întâmplă în ultimii ani de zile, chiar și în ani de criză, de fapt au dus la ceea că noi cumva pe cei din sărăcie extremă sau din cei care au cel mai mic salariu din țară, noi cumva îi scoatem mai sus și în felul acesta, începând cu 2021, 2022, 2023, este pentru prima dată în istoria noastră când salariații din economie, cel mai prost plătit, au un salariu mai mare decât salariul minim. Lucru care nu puteam vorbi mai mulți ani în urmă și lucrul acesta, de fapt, ne denotă că la noi salariul minim pe economie era mai mult o noțiune așa abstractă, ajuta puțin la fiscalitate, ajuta puțin sectorul, cei din sectorul real, dar cel mai afectați care erau bugetari, asupra lor nu se răsfrângea această normă de protecție. Ori era o situație stupidă, guvernul fiind arbitru, totodată el fiind cel mai mare angajator, era cel care asigur legalitatea cu excepția sa. Deci el spunea că da, eu nu voi respecta această lege. Este îmbucurător faptul și în această săptămână când ne aducem aminte despre salariul minim și protecția oamenilor, în special a celor mai prost remunerați, este îmbucurător faptul că guvernul după 30 de ani de zile la independență, în sfârșit dorește și are posibilitatea. Știți că el a dorit mai mulți ani în urmă, dar acum chiar a fost o decizie politică că guvernul va începe să-și onoreze și el obligația de a plăti acest salariu minim. Care este situația în Europa? În acest an, în 2023, noi vorbim primul trimestru acestui an, observăm salariul minim în Europa, Republica Moldova, din păcate, asigură și plătește cel mai mic salariu minim în Europa. În prezent, calculat la cursul valutar la ziua de astăzi, salariul minim garantat în Republica Moldova este de 205 euro. Este mai puțin decât Albania, de ce am luat Albania? Țineți minte, noi cu Albania foarte mulți ani de zile duceam o luptă, din păcate, în ghilimele. Cine este cea mai săracă țară? Noi, din nefericire, am biruit detașat, acum, cu certitudine, noi suntem cea mai săracă țară, poate Ucraina, la capitolul salariu este mai mic, dar la puterea de cumpărare rămâne a fi mai sus decât noi. Salariul mediu minimu garantat în Republica Moldova este de două ori mai mic decât salariul minimu în țara cu cel mai mic salariu minim, care este Bulgaria, unde e 400 de euro, ce scuze, dolari, euro lunar.
În Luxemburg, care este în top, este 2400 aproape, ceea ce înseamnă de 12 ori mai mult decât la noi. În Germania, 2000, de fapt, în topul țărilor europene, salariul minim garantat este exact de 10 ori mai mare decât în Republica Moldova. În țările din estul Europei, care ultimele au intrat în Uniunea Europeană, observăm, salariul este destul de modest. România este, salariul minim este de 3 ori mai mare decât în Republica Moldova, Bulgaria de 2 ori mai mare. În dinamică, dacă ne uităm atent, din 2018 până în prezent, salariul minim în Republica Moldova a crescut semnificativ. În 2018 a fost 132 de euro, în prezent este 205 euro. Îmi cer scuze că am zis prezent, am vedere media anuală din acest an. El, de fapt, s-a propodat pe an 205 euro și el aproximativ tot așa a crescut și din țara cu cel mai mic salariu minim pe economie, și anume este Bulgaria. Deci atunci a fost 260 de euro, acum este 400 de euro. Simplu spus, Republica Moldova în 8 ani de zile și-a crescut salariul minim mai mult sau mai puțin egal cu modul cum a crescut cea mai săracă țară în Europa, dar aici trebuie să aducem totuși o explicație. La noi salariul minim în 2023 înseamnă altceva. Deci dacă în 2018 jumătate din cei care erau afectați și aveau un salariu foarte micuț nu erau protejați de salariul minim, din simplu motiv că erau bugetari și asupra lor nu se răsfrângea această protecție, în 2023 toți sunt protejați. De ce am putea da următorul enunț? În prezent, protecția celor mai săraci din Republica Moldova merge cu un pas mai rapid decât se întâmplă în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Altfel spus, noi cumva acum avem un pas puțin mai grăbit și îmi permit să dau așa o prognoză optimistă. În 5 ani de zile, la noi decalajul dintre noi și Bulgaria se va reduce. Dacă acum e de 2 ori, atunci va fi, cred că, de 1,5 ori. Altfel spus, Republica Moldova, fiind o țară foarte săracă, poate, și după mine, trebuie să angajeze într-un proces de creștere mai accelerată a salariului minimul, astfel încât să ajungem la o medie cât de cât, la un minimum cât de cât acceptabil în Uniunea Europeană. Dacă să vorbim despre salariul mediu din Republica Moldova, estimăm că în anul 2023 el va ajunge la 12.450 de lei, într-o creștere destul de semnificativă, aproape cu 2.000 de lei față de anul 2022, iar salariul net, deci după plata tuturor impozitelor, în Republica Moldova va fi de circa 10.400 de lei la sfârșitul anului. Ce înseamnă lucrul acesta? Am avut 2 ani de zile de criză, de aceea, ținând cont de rata inflației, care cred că va scădea în continuare în Republica Moldova și cel mai probabil va fi în zona de 10%, posibil și mai redus. Eu acum am luat o prognoză optimist-pesimist, deci am luat 10% rata inflației, dar eu vreau să cred că va fi cu mult mai mică și cred că vom reveni la acest subiect la începutul toamnei. Noi estimăm că după ce am avut în 2021 o scădere reală a salariilor de 0%, iar în 2022 de 10,8%, în 2023 salariul real în Republica Moldova, în sfârșit, după 2 ani de zile neplăcuți, va crește cu 7,5%. Deci noi în ultimii 25 de ani, începând cu 95, am avut 6 scăderi de salarii, dintre care două au fost pereche. Anul 98-99 am avut o scădere, cea mai puternică scădere reală a salariului, și 2021-2022, al doilea, cel mai neplăcut an de scădere reală a salariului, vedeți foarte clar în grafic. Totuși, chiar dacă în 2023 vom avea o creștere de 7,5%, noi nu vom reuși să recuperăm căderea din 2022. Cel mai probabil noi, nivelul anului 2020, îl vom atinge doar în 2024. Pentru a ilustra acest grafic, am luat anul 2010, salariul era 100%. Vorbim de salariul real, nu salariul nominal. În hârtiuță, da, noi primim cu mult mai mult. Observăm că am avut câțiva ani de zile de scăderea salariului. Deci salariul în 2021 a scăzut, 2011 a scăzut, apoi am înregistrat o creștere. În 2020 salariul era 159 sau aproape 160%. Ce înseamnă aceasta? Că în 2020 salariul real, după puterea reală de cumpărare a cetățenilor din Republica Moldova, a crescut față de 2010 cu 60%. Noi în 2020
după volumul, banii care primeam, puteam totuși mergem la magazin să cumpărăm cu 60% mai multe bunuri decât în 2010. Deci am avut o creștere substanțială, cel mai mult, dacă observați, creșterea a fost în 2018, 2019 și 2020, în mod special, a fost cea mai mare creștere. După aceasta, 2021, o ușoară scădere neobservată, iar 2022, cea mai puternică scădere și noi, salariul nostru în 2022 a ajuns cu mult mai micuț decât față de 2020 și doar, doar cu 41% mai mari decât a fost în 2010. În 2023, eu cred că noi vom ajunge la un salariu ceva la nivelul 150-152% comparativ cu 2010. Este o creștere, însă mai avem până la anul 2020. Deci noi, anul acesta, 2023, este un an de recuperare, însă el rămâne cu mult mai jos decât a fost în 2020. Cel mai probabil căderea din 2021-2022 ne-a luat 2 ani de cădere, 2 ani de recuperare. În 2024 noi vom depăși nivelul 2022, ajungând la maximă de la independență. Și, tradițional, ceea ce îmi place să fac desori, ce se întâmplă la frații noștri pe partea stânga Nistrului, care este salariul la el, a trebuit să știe. Pentru aceasta, eu salariul care este în stânga Nistrului, după aceasta îl calculez după cursul valutar, deci trebuie să aducem o mică rectificare. Salariul în stânga Nistrului se ia după cursul valutar, însă puterea reală de cumpărare a rublii nistreni este puțin mai mare decât leului moldovnesc, nu cu mult, dar mai mare. Și vă explica din ce cauză. În stânga Nistrului, într-o regiune, ca și la noi, de fapt, extrem de săracă, ce fac autoritățile de acolo? Ei nu pot garanta unui om un trai decent și atunci ei ce fac? Mențin artificial, începând cu 2016, cursul valutar, ceea ce le permite ca să nu crească prețurile la toate mărfurile, deoarece foarte multe mărfuri le importă, și având un curs valutar stabil, tu îți poți permite luxul ca să nu crească foarte rapid prețurile. Evident, povara cursului valutar cade pe agenții economici, dar aceasta este altă temă, altă dată vom vorbi. Și doi, la produsele cheie, social sensibile, ei mențin prețuri artificiale, că își pot permite că nu plătesc pentru gaz, am în vedere gazul și energie electrică. Din acest motiv, populația din stânga Nistrului, la două produse de bază, plătesc un preț mai mic decât la noi, respectiv puterea de cumpărare a rublei din stânga Nistrului la aceste două produse este mai bună, dar omul nu trăiește numai cu gaz și cu energie electrică, din acest motiv celelalte bunuri îi trebuie să le procure pe piața normală și acolo prețurile sunt ca Moldova sau mai mari. De aceea putem să spunem că rubla transnistreană are o putere de cumpărare o leacă mai mare decât cursul valutar, dar nu cu mult. Totuși, dacă observăm atent, despre aceasta am vorbit, la ei salariul mai mult sau mai puțin era echivalent ca nostru până în 2010. Din 2010 ei au menținut artificial cursul valutar și au rubla lor s-a întărit până în 2016. Salariul în stânga Nistrului era cu mult mai mare decât în partea dreapta Nistrului și după putere, după cumpărare și după valoarea lor reală. În 2016 la ei s-a întâmplat și deprecierea valutii și scăderea salariului și începând cu 2016, salariul din stânga Nistrului nominal este cu mult mai mic decât în dreapta Nistrului. Dacă până acum diferența era undeva la 50%, apoi 60%, în 2023 estimăm că diferența va ajunge undeva la 70%. Altfel spus, dacă în partea dreapta Nistrului salariul va fi de circa 12.450 de lei, atunci în stânga Nistrului salariul recalculat în lei moldovenești va depăși ceva mai mult de 7.000 de lei. Da, gazul și energie electrică în 2022 a fost o diferență mare de preț, dar acum energie electrică, partea de apă începe a scădea, energie electrică, gazul începe a scădea. Din acest motiv, mai mult sau mai puțin, am putea spune, chiar după puterea de cumpărare, salariul în stânga Nistrului oamenii pot cumpăra cam cât putem cumpăra noi cu 8.000 de lei. Deci, începând cu 2017-2018, crește destul de vizibil diferențele de venituri salariale în stânga și dreapta Nistrului, lucru care cred că se va accentua și nu m-aș mira dacă în 3-4 ani de zile diferența de salariu dintre dreapta și stânga Nistrului este de două ori, va fi de două ori și apoi chiar și mai mult. Asta a fost ceea ce am vrut să vă spun astăzi. Cetățenii noștri merită să fie protejați de către
asociațiilor profesionale, cetățenii noștri merită să-și apere în colectiv drepturile lor, statul are obligația de a proteja drepturile și este îmbucurător faptul că statul în sfârșit de la un simplu arbitru a devenit cel un jucător activ și în sfârșit și bugetarii astăzi se bucură de acest privilegiu de a fi, de a avea o garanție a unui salariu minim, care anul acesta, încă o dată repet, este de 4.000 de lei, ceea ce rămâne a fi totuși de două ori mai mic decât cel mai mic salariu minim garantat într-o țară europeană, care este în Bulgaria, și de trei ori mai mic decât în România. Mulțumesc pentru data viitoare!